Dragoș, al doilea meci în care jucăm foarte bine, la fel a fost și cu Oțelul, dar totuși ne scapă victoria printre degete. Ce ar fi de spus? Că am luat un punct care ne ține acolo în cursa pentru locul 5. Da, au fost două jocuri bune, cu echipe diferite ca stil de joc. Cred că după cum a fost astăzi jocul, eu cred că meritam să câștigăm. Chiar dacă și au avut o dominare la un moment dat de 20 de minute în repriza a doua, cred că situațiile cele mai mari și clare le-am avut noi. Și în prima repriză, cu bară, încă o situație, încă o bară. Am ajuns de foarte multe ori în care eu am luat decizia nu cea mai inspirată, în momente de superioritate, dar până la urmă asta e, ăștia suntem, sunt băieți tineri, mare cei din față, care au fost și în repriza a doua, Fulga, 18-19 ani, Lăduț, 19 ani, Alex, Răzvan, sunt jucători până în 21-22 de ani toți, Maftei, care a ajuns de mai multe ori în careu și probabil din aceste meciuri o să învețe să concretizăm mai bine situațiile multe pe care le-am avut în repriza a doua. Și totuși, să privim partea plină a paharului, primul gol marcat în play-off a fost destul de meciul fără gol. A trebuit câteva meciuri, câteva bare, câteva situații mari, sigur cu portarul sau cu poarta goală, ca să dăm primul gol. Nu era neapărat ăsta un obiectiv al nostru acum, urgent. Da, voiam să câștigăm meciul și automat însemna să dai goluri. Dar mă interesează să jucăm bine, să nu jucăm la întâmplare, să facem cât mai multe lucruri pe care le pregătim la antrenament și rezultatele să fie o consecință a ce facem în fiecare săptămână și în fiecare lună. Sperăm că s-a spart totuși gheața în ceea ce privește golurile acum cu reușita lui Alex. M-aș bucura, da, m-aș bucura, bineînțeles. Dacă stau și mă uit în urmă la ce a fost sezonul trecut, cel puțin la play-off, după 6 etape, Slobozia avea 3 puncte, Chiajna avea 4 puncte și Chiajna au jucat un baraj. Deci eu cred că nu s-a jucat absolut nimic. E un meci direct acum cu Zou, cu Dinamo pe locul 4 cu locul 5. E posibil să rămânem la 2 puncte sau la 3 puncte de un loc de baraj. Deci și ținând cont că avem următoarele două meciuri cu locul 4 și cu locul 5, Dinamo și cu Buzău. Așa că noi o să ne pregătim în continuare la fel de bine. Bineînțeles că și băieții simt că jocul nostru este în creștere de la săptămână la săptămână și sper să avem o săptămână care o să fie de foc cu 3 meciuri și deplasare la Dinamo, cu 3 meciuri în care să ne batem cu șansele noastre pentru a încerca încă o, eu pot să o consider o minune. Supărați băieții după meci, am văzut că i-ai îmbărbătat, ai încercat să le ridici moralul. Păi nu prea am ce să le reproșez așa mare lucru, pentru că noi suntem o mână de oameni care am fost de la începutul sezonului, foarte mulți băieți tineri și foarte tineri, majoritatea la prima experiență cu astfel de meciuri, au muncit, au încercat să respecte cât mai multe lucruri pe care noi le-am făcut. Din păcate, poate partea ofensivă n-am luat deciziile cele mai corecte și clare, dar ei nu trebuie să cedeze, ei trebuie să muncească în continuare, pentru că dacă tu nu accepti astfel de momente și nu poți să vii cu același entuziasm și cu plăcere mai mare sau cu dorință mai mare pentru meciul următoare, înseamnă că nu poți să faci față la un nivel de play-off sau la o posibilă Liga I la care toată lumea speră. Nu neapărat prin acest play-off, cât speri tu ca jucător să ajungi în Liga I. Atunci tu o să te lovești de astfel de momente de care trebuie să fii puternic și să iei de la capăt. Până la urmă am luat un punct, n-am pierdut meciul. Am mai pus un punct, am făcut 3 egaluri și avem 3 înfrângeri, poate dintre ele, nu știu, una cel puțin cu Galațiu nemeritat. Deci nu ar trebui să fie foarte dezamăgiți. E normal acum după meci să nu fii super, super fericit, ținând cont că ai condus și ai fost egal la ultimele faze, dar trebuie să mergem mai departe.